Hai să trăiți bine într-o după-amiază de vineri. Eu sunt foarte fericit pentru că am decis să evadez din nou din peisaj, să stau departe de toate aceste evenimente care se petrec în momentul de față pe tărâm american. Nu am fost activ în ultima perioadă pe canalul de YouTube pentru că am decis în urmă. Asta este, femeia trebuie să aibă tot timpul cuvântul și de data aceasta a intrat peste mine, trebuie să o ascult, deoarece sunt nevoit să-i urmez sfaturile. În 2 mile o să ies de pe autostradă, așadar am decis în urmă cu vreo câteva săptămâni, când de altfel v-am și spus, să schimb direcția, să stau departe de această viață tumultoasă, pentru că nu interesează pe nimeni părerile mele și oricum nu cream acele vloguri doar pentru a vă impune o anumită gândire. Niciodată nu m-am văzut un speaker motivațional și mai mult decât atât, nici în viitorul apropiat nu o să îmbrac o astfel de meserie la modă pe YouTube în zilele noastre. Așadar, mă aflu pe autostrada 90 către Rockford, în direcție opusă de Chicago. Mă duc pe Mississippi, dar de data aceasta voi trece fluviul și acum deja insisti prea mult, domniță. Cu alte cuvinte, voi trece fluviul și mă voi duce pe partea cealaltă, în statul Iowa, într-un camping. Am cercetat mediul online și am observat că s-au redeschis aceste locații. Le vizitam an de an, dar aveam teama că anul acesta, din cauza pandemiei, ele vor rămâne închise. O să parcurg un drum minunat care îmi reamintește de tărâmul natal. O să trec prin câteva sate unde locuiesc fermieri americani și probabil o să simt celebrul miros de văcuță sau de porcușor. O să zăresc animale. Drumul este unul totuși destul de drept, dar așa cum vă spuneam, preserat din când în când cu localități unde anumiți Yankee care nu adoră viața de oraș au hotărât să își ducă traiul pe sistem vechi. Totuși este destul de ciudat ca, stând în apropierea unei aglomerări urbane de tipul celei din Chicago, tu să crești toată viața văcuțe și purceluși, căluți, găinușe și tot felul de animăluțe. Să sfârșim tot pe un ritm, dacă criticii limbii române ne dau voie să spunem, pe un ritm de diminutive. Se pare că nenea la care a mers cu căruța în urmă cu foarte mulți ani, când au fost trasate aceste drumuri, nu prea a consumat whisky, pentru că sunt atât de drepte încât dacă ai o mașină cu o direcție bună, poți să iei mâinile de pe volan, nu ai nicio curbă în față. Aceste șosele sunt de o calitate destul de bună, poți să rulezi cu ele, cu o viteză maximă de legală maximă de 90 de km la oră, 55 de mile. Și am intrat în Savana, o localitate care conține 3100 de suflete. Vedeți acele clădiri fără
acoperiș practic tăiate pe stil vechi american. Chiar sunt uimit că nu zăresc motocicliștii, ba da, uite câteva motoare parcate. Sunt totuși puține în anumite zile în care am trecut prin această localitate. Am zărit sute de motocicliști, dar cine știe pe unde sunt acum. Probabil unii abia ce s-au întors de la muncă. 2 dolari și 9 cenți benzina în această zonă, puțin mai ieftine decât în apropierea orașului Chicago. Deja zăresc în stânga mea Mississippi, imediat o să călăresc podul, cum se mai spune în termeni populari. Este o construcție nouă care a durat totuși destul de mult, vreo 2 anișori, până când aceasta s-a realizat. M-a pus în dificultate pentru că trebuia să ocolesc destul de mult pentru a ajunge în acest camping. Din acest motiv am ales ca să nu frecventez foarte des în ultimii ani locația respectivă, pentru că trebuia să pierd foarte mult timp. Imediat o să virăm la stânga. Voi nu puteți zări fluviul, dar o să vi-l prezint în momentul în care o să ajung la destinație. Acum ne urcăm pe pod. Acesta arată minunat. Are o cotă destul de mare fluviul în momentul de față. Am studiat internetul și am văzut că nu este nici scăzut, dar nici extrem de mare. Totuși, începând de duminică, acesta va începe să scadă destul de simțitor, pentru că și precipitațiile se vor rări. Într-adevăr, această construcție arată impecabil în momentul de față. Din ce observ eu, vechiul pod a fost derâmat. Acum pătrundem pe teritoriul statului Iowa. Deja am pătruns, cu alte cuvinte, în stânga și dreapta mea se află câteva lacuri. Și acest drum a fost refăcut pentru că n-am trecut, îmi aduc aminte că era în condiții precare. O să ajung imediat în prima localitate unde voi fi nevoită să-mi fac license doar pentru o zi. Deocamdată să vedem ce condiții găsesc la destinație și dacă acestea îmi vor place, probabil voi reveni la acest PECO sau gas station pentru a-mi renoi license-ul pentru încă o zi. Am ajuns în prima localitate de pe teritoriul statului Iowa. Aceasta se numește Sabula. Primul semn bun că virgulă campingul într-adevăr este deschis. Da, au mai pus ceva pietriș în apropierea celor linii.
decât să mă instalez. O veste proastă și una bună. Să începem cu cea proastă. Locul pe care mă așezam an de an este ocupat. Foarte multă lume s-a concentrat în partea aceea de camping, probabil pentru că există și o pădurice în apropiere de unde oamenii își procură lemne. În multe campinguri se ocupă de administrarea acelor locații, vând lemne, dar în acest camping nu se întâmplă acest lucru. Pur și simplu administratorii adună toate lemnele și le depozitează într-un colț. Oamenii se duc acolo și își procură lemne de foc. Vestea ce bună este că mă simt extraordinar. Am găsit până la urmă un teren pe care m-am așezat. Am început să-mi descarc din bagaje. Hai să vă arăt și focul. Am adunat câteva vreascuri, cum se mai spune, și am dat drumul la acest foc pentru că au început să apară țânțarii. Încă mai sunt oameni care se află pe malul apei cu undița în mână, dar mă interesează prea puțin acest aspect. Acum vreau să mă organizez puțin, deoarece se lasă noaptea și probabil îmi va fi mai greu ca să îmi găsesc lucrurile. Deocamdată vreau să mă concentrez pe adunatul de lemne, pentru că vreau să stau o oră, două la foc, să beau un pahar de vin roșu, sec, așa cum îmi place mie, după care să descarc ceea ce am filmat în această prima parte a vlogului, să pun pe laptop pentru ca să nu-mi încarc memoria telefonului foarte mult. O să mai filmez în această seară, așa cum vă spuneam, vlogul se va întinde pe mai multe secțiuni, probabil vor fi 3-4 vloguri într-un final. Ne revedem mai târziu. Așa cum vă spuneam, încă se mai află oameni pe malul apei la pescuită. Nu am urmărit dacă au avut ceva capturi. Hai să vedem și locul unde îmi plăcea mie să merg, care acum practic se află înțesat de persoane. Aceea era zona, asta este. Probabil nu se vede foarte bine, dar din apropiere arată minunat. Hai să vă prezint în ansamblu acest camping. Se află tot felul de băncuțe, standuri amenajate. Fiecare stand are câte un loc de foc. Acolo există un container pentru ca să-ți depozitezi deșeurile. Și avem două băi, una aici și una mai încolo, de dimensiune mai mare. Ok, hai să ne întoarcem cu camera. Mai există o parte a campingului mai încolo. Nu este un camping foarte, foarte mare, dar unul destul de cochet, așa cum îmi place mie. Avem aici doi băieți care locuiesc în apropierea casei mele. M-am întâlnit întâmplător cu ei. Am să vă prezint dimineață o parte a campingului care nu este amenajat. Habar n-am de ce, probabil pe timpul anului este inundată de multe ori și nu se merită pentru ca să muncești să reamenajezi acel teren. Băieții s-au dus acolo, și-au pus corturile, stau peste noapte, și-au lăsat mașinile aici. Mai există o veste bună. În momentul de față nu se percepe nicio taxă. Persoana care a venit să vorbească cu mine mi-a spus că cei ce administrează campingul se tem să atingă banii din cauza acestei pandemii. Este o chestie bună, totuși, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, aici pe teren american încă nu putem spune că acest virus a dispărut. Există în continuare multe cazuri, numai că în acest stat în care mă aflu, pandemia nu și-a făcut foarte mult de cap. Când aud persoanele de aici, din localitate, că ești din Chicago, se cam tem puțin, deoarece știu că în acea zonă există un focar destul de mare de infecție. Acum, așa cum vă spuneam, vreau să mă concentrez mai mult pe foc, pentru că au început țânțarii să își facă de cap. Probabil aceștia, într-o oră, două, vor dispărea.
stau foarte bine cu lemnele, așa că nu mai trebuie să merg să caut. Acum vreau să-mi desfac o bere rece, pentru că mi-e foarte sete. Am uitat să vă prezint băncuța, cam dezorganizat, în sensul că am scos de prin mașină câteva lucruri și pur și simplu le-am așezat pe această băncuță. Mașinița, toate la locul lor, bineînțeles că mașina încă este plină, dar așa cum vă spuneam mai devreme, încet încet le organizez pe toate. Aici mi-am luat niște cizme foarte ieftine, dar bune pentru pescuita din acest camping. Nu știu dacă v-am spus, anul trecut am avut ceva probleme cu o plantă, am atins în momentul în care m-am dus să caut niște lemne o anumită plantă. Aceasta mi-a provocat vreo 2 săptămâni foarte multe neplăceri, m-am intoxicat pe tot corpul, poison și nu mai știu cum se numește. Din fericire, în aceste zone ea nu este mortală, dar am înțeles că există un tip de plantă în SUA care chiar te omoară dacă o atinge. Probabil m-am mai spus, scuzați dacă mă repet. Pe ritmuri de muzică românească veche, așa cum îmi place mie, o să vă pregătesc cina, una foarte, foarte simplă. Am un cârnaț de vită organic, un ou, o roșie și o bucată de pâine. Cârnațul o să-l pun pe o țepușă și o să-l fac la flacără sau la jar, nu contează, mie îmi place să mănânc cât mai simplu și rustic. Nuceaune și chestii sofisticate, grătare, așa cum vă spuneam, ador cât mai simplu. Așa am crescut încă din vremea copilăriei, când mergeam la pescuit, aveam vreo 7-8 anișori, furam o bucățică de slănină din cămara bunicii, o bucățică de brânză, un ou și aceasta era mâncarea mea. De multe ori mai puneam și câte un cartof pe jar, dar dacă ne aflam în perioada în care porumbul începea să se coacă, aruncam și câte 2-3 ștuleți în jar. Minunat! Chiar nici nu durea mai mult de la această seară. Hai să vă arăt cum arată cina mea, una extraordinar de bună. Nu vreți să știți ce gust are acest cârnaț. Deja am mâncat jumate din el cu roșie, oul s-a dus pe apa sâmbetii, cum se mai spune, a pornit și muzica între timp, să sperăm că cei de la YouTube nu ne va da black. Focul, cu alte cuvinte, o atmosferă extraordinară. După ce am servit cina, am decis că este momentul să mă retrag în mașină, deoarece vreau să descarc ceea ce am filmat astăzi, să pun cap la cap, să creez un prim vlog pentru acest canal. Nu-mi rămâne decât să vă urez să aveți un weekend minunat, rămâneți aproape de acest canal, pentru că vor urma și alte vloguri din locația în care mă aflu. Dimineața trebuie să mă trezesc destul de devreme pentru a merge la pescuit. Nu mă voi axa foarte mult pe această chestie. La un moment dat cred că am să înalț și drona și cu această ocazie puteți să observați și voi mult mai bine cum arată locația în care mă aflu. Așadar, nu-mi rămâne decât să vă spun noapte bună sau să aveți un început de zi minunat. Depinde pe ce fus orar vă aflați. La revedere!